Salve, amici. Vreau să vă întreb, vă place sportul? Dacă vă place, e foarte bine. Dacă nu vă place, iarăși e foarte bine. Adică, cum nu mă iei la întrebări, profa? Nu, pentru că astăzi aș vrea să vorbim puțin, așa, despre o problemă națională care se numește sportul la români. Acum, dacă stau și mă chitesc, cum ar zice moldoveanul, și mă gândesc, adică mă chitesc, adică mă gândesc foarte bine, că nu mai suntem așa uh, cum ar fi ea, Ileana Costânzeana, frumoasă și mlădie ca o treste și el înalt ca și, ca și Bradu, făt frumosul nostru, ci mai avem o cămașă cu burtă, mai avem niște bluzițe cu colăce și uite așa, eu zic că totuși românul face sport. Păi unde face sport? Păi în primul rând face uitându-se la televizor. Păi nu, statul pe canapea este un sport. Adică dacă mi-am adus bicicleta în casă, că vezi, doamne, trebuie să pedalez și să fac concurs de tricouri transpirate în fond și la urma urmei, de ce nu? Păi mă duc și la o bere să fac sport. Păi nu mă duc să mă uit iarăși împreună cu prietenii la nu știu ce meci. Mai departe, Fac în minte sport. Asta cu mintea aici nu, nu încercăm să facem așa un fel de pamfletuți pentru că sunt șahiști și sunt jucătorii de tenis care își cam joacă partidele în mintea lor. Acolo este totul bine și frumos. Dar acum, făcând o poveste cu cineva drag care îi place sportul și care face sport, dar a zis într-o zi către mine, Hai, profa, să vedem ce dragi de sporturi mai practică și românul. Și acum să vedem. Am să mă iau așa cu de a cititul pentru că bibliografia este foarte importantă în acest, în acest moment. Dacă vreți, vă puteți și lua și notițe, aveți de la mine uh, dreptul de a nu plagia sau dacă vreți să mă plagiați, cum zicea cineva, voie bună că de la mine, repet, ca de la Banu Ghica. În primul rând să vedem cum stăm cu greutățile, cu aruncatul. Păi, în primul rând, facem aruncatul cu privirea. Este un sport practicat de români. Păi, sigur că da, păi, unde aruncăm cu privirea? Păi, în, peste gardul vecinului, în curtea vecinului, să vedem cum stă cu iarba, cu piscina, cu tot felul de statuete pe acolo și ceea ce credem noi de cuvință că ar mai trebui pe acolo făcut. Unde mai aruncăm cu privirea? Bineînțeles, peste umăr, pentru că mă cam interesează dacă... Umbra mea peste umăr este sau nu este? Sau cu atâta scârbă ură și dispreț mă uit la tine încât aruncat-o uh, cu privirea peste umăr poate deveni câteodată un sport național, dar chiar nu ne dorim. Mai departe, pe dacă aruncăm cu privirea, înseamnă că mai și facem și ridicări? Pe de pe ce mă ridic? Păi în primul rând mă ridic de pe un scaun. Da, da, uh, ridicat cu moralul. O să fie bine, nu o să fie rău, o să fie așa cum îți dorești. Ce fac? Îți ridic moralul. Nu este sport de masă, cu siguranță sport de masă. Mai departe, ce mai pot să ridic? Păi pot să ridic tonul la tine. Păi n aș vrea să mă scoată chiar din emisiune dacă ridic tonul la voi, dar n-am obiceiul. Dar unii practică acest sport. Ridicatul tonului. Mai departe, bine, cu gunoiul și cu mașina, cu ridicatul astea, nu le, nu le punem că astea la ordinea zile. Mai avem pe urmă datul, datul de, din mâine, adică gimnastica aceasta fără rost, unii dau din mâini, Alții își dau cu părerea și aici sunt foarte mulți care își dau cu, își dau cu părerea și știi pe vremea mea, sau eu aș zice că, deci datul cu părerea este iarăși. Pe la un o să ziceți, profa, dar toate sunt sporturi de masă. Toate sunt sporturi de masă și toate pot să devină sporturi naționale. Asta depinde de antrenor și de jucător. Dar hai să fim serioși, să lăsăm deoparte pe cei care practic asemenea sporturi și le spunem, la altă olimpiadă, la alt campionat, dar la noi mai puțin. Și cei cu datul din mâini, din picioare și cu părerea, își mai dau și cu presupusul. Nu v-am prea obișnuit să vă citesc ceea ce vă spun, dar de data aceasta trebuie pentru că nu vreau să uit niciun sport. Mai ales că sunt sporturi de masă. Despre oină nu vorbim că este chiar oficială, este originală, este de-a noastră și foarte populară. Mai departe mai este un, un sport, zice, ducerea lingurii la gură. Acum, aici urmează să vă gândiți, că o să vă dau temă de casă, cam ce ar însemna lucrul acesta. Pe urmă avem alergatul. Vai, de mine, dar suntem foarte buni alergători. Păi după ce alergăm? Pe păi, alergăm după funcții, dragilor. Sunt unii care nu mai pot. Și-au cumpărat uh, echipament de sport special pentru așa ceva. Uh, și ce au? Păi au toate ze firmă. Costumul, vesta, cravata, uh, cămașa, uh, fustița, taiorul, sacoul, mănușile, papucii, pantofii, ghetele, poșeta, rimelul cu afura toate sunt legate de acest sport pentru că am nevoie de echipament. Acum, care e pista pe care aleargă? O doamnă mai scurtă, mai lungă, câteva luni, câțiva ani, rămâne de văzut. Mai departe, după ce mai aleargă unei, după ocazii, păi să mă duc acolo să mă vadă și pe mine. Cine? Nu știu. Oare cine? Mai departe, Une, mai alergă. Vai de mine, după reduceri. Păi sunt stare să doarmă nu o noapte, ci două nopți acolo. Nu care cumva cineva să le ia locul dinainte la șirul acela, zice eu, indian care apare. Alții, după ce mai aleargă? Păi, unii aleargă după bani, de nu-i adevărat. Și-au cumpărat atâtea haine cu atâtea buzunare în care să aibă bani și să mai uite câteodată uh, de ei. Mai departe, unii mai aleargă după afaceri. Acum nu știu cât sunt decurate sau sunt necurate, legale, ilegale afaceri de acestea, dar tot aleargă. Mă puteți întreba, bine, dar ăștia la câți metri aleargă? Aleargă la, la garduri, păi pe acolo și că avem și aruncat-o. Păi, aleargă la garduri, aleargă la obstacole aleargă la 100, la 200, la 500, la un kilometru. Păi depinde cât e funcția că une aleargă chiar și 40 ani. Deci, întrebarea merge puțin mai încolo. Și mai departe, și mai este un alergat care le place ora foarte mult și anume să alerge după gagici. Am folosit un cuvânt așa mai nobil. Acum ce să facem fiecare cu și hai să mergem mai departe, să vedem ce mai fac, ce mai fac românii noștri ca și spun Mai alunecă. Pe, păi pe ce alunecă? Păi mai alunecă pe o coajă de banană. Mai alunecă cu ideile, că unii prind o idee și atât o, tot o sucesc, atât o învârtesc, că nici nu mai știu unde începe și unde se tenă. Păi Dar el a prins această idee, îi place cuvântul cum sună, habar n-are ce înseamnă, dar el, el alunecă și se duce și se învârte și uh, aruncă cuvântul și dă din mâini vorbi de cuvânt și aleargă după cuvânt, pentru că el dă bine, îl înobilează, deci și alunecă cu el mai departe. Unde? Alunecă în ridicol și nu-și dă seama de lucru acesta. Adică dacă se dau și premii, dacă sunt și locuri, aura, argintă, bronz, acum nu știu Că, că se mai reciclează, că să nu mai folosim atâta metal prețios, să reciclăm ce avem. Și acum întrebarea este: ce reciclăm ce avem? Metalul prețios sau ne reciclăm pe noi? <coughs> mai departe. Acum nu vreau să ne ducem la agresivitate, nici la violență, nici la abuz, dar unii mai folosesc ca și sport de masă lovitul. Acum ar trebui să zicem lovitul cu ce? Cu ciocanul? Nu că te lovește cu vorba. Te lovește cu vorba de te pălește și până aceea, ai te rog să mă scuzi, te-am jignit cumva, dar n-am vrut și mi-am dat drumul așa la, mi-am dat drumul la gură, cum se spune că mai zic leni. nu, no, uite că am făcut-o și pe asta, hai vorba înapoi. Da, vorba draga, de ea nu se mai dă, întoarce. De ce? Pentru că a găsit altceva de, de făcut în loc și, uh, cum mai lovesc unei, pe lângă faptul acesta, <coughs> mai lovesc și cu topeu. Mai lovesc în cunoștință de cauză și se facă, nu știu. Deci, lucrurile aici cu lovitul trebuie să avem grijă. să uh, a și unei lovesc ca să nu se simtă. ce deci, că te lovesc sub centură. O, Doamne, și mai ales dacă ideal ne-am, hai să avem serioși. Am alergat, am lovit, am alunecat, am aruncat, dar acum e cazul să mai și mergem. Dar cu ce mergem? Păi unde mergem? Păi unia zice, dragă, știi ce facem noi? Ce facem? Mergem contra vântului. Păi zice că în fața șefului, în spatele calului și contra vântului să nu te pui. Deci unii zic că mergem contra vântului. Alții spun că mergem de-a prostul. Alții zic că așa vor mușchilor. Și uite câte, dragi, de felul de mersuri. Eu acum sunt absolut sigură că în momentul în care m-ați auzit pe mine povestind într-un pamflet despre aceste sporturi ale noastre de masă, o să găsiți cu siguranță încă câteva. Pentru că înainte de a începe această poveste, mai vorbea cineva despre. despre despre săritură. Acum, unii sar de la înălțime, alții se poate sări și în adâncime. Păi depinde dacă ai o, pardon, dacă ai o idee și ai o săritură la idei, și dacă ideea aceea are, are adâncime, cu siguranță că se poate, întâmpla, se poate întâmpla lucrul acesta. de ce am încercat să, să vorbesc puțin despre sportul la român cu această vervă a folosit noi cuvintele? Pentru că povesteam și despre haz de negaz, povesteam și de felul că auzeam că mai este și un Altfel de râs acela. Dar și sportul de masă este și plimbatul cu mișloacele de transport, pentru că dacă tot am bilet, dacă tot am, plec, am pornit pe o rută, de ce să nu fac și ruta cealaltă? Și uite, așa să privesc și să călătoresc cu mintea mea și cu ochii ori pe unde aș putea. Deci, dacă ar fi să le recapitulăm, dacă ar fi să ne gândim încă o dată la ele, la aceste sporturi, bineînțeles că le-am găsit la un moment dat hilare. Și poate că ne-ar îndruma spre a privi cât de importantă este, cât de este, și repet, și iarăși mă emoționez, cât de importantă este mișcarea. De deci ce am vorbit despre acest subiect? Pentru că el, românul, știe câteodată să, fie, să fie facă bășcălii, să fie bășcălos, știe câteodată să aibă simțul umorului și de multe, foarte multe ori, acest simț al umorului l-a scos dintr-o într-o situație în care poate că nu mai avea sorț de izbândă. Și atunci când îl pe cineva, practici pe un sport, da, și același va răspunde, și care? Pe păi zice, e aruncat cu privirea peste gard. Deja tu ți-ai imaginat, deja te-a și poți să-l întreb și ai și competiții naționale? Pentru păi, că am dată încep cu competițiile de pe strada noastră, pentru că vreau să știu la nivelul curții mele cum stau și pe urmă am să merg și în alte cartiere, o să vedem ce facem, poate mă o floare, poate că un șanț, poate că mai prim petruim ceva, pietruim ceva, cum ar fi corect, și să vedem dacă aruncați acesta cu privirea peste gard sau peste umăr de bine. A, ce facem cu cu ridicatul moralului o, Doamne, acum să vedem cu câte uh, kilograme începem, cât de musculoși uh, vrem să fim, câte pătrățele. Acum nu știu, la pătrățele dacă mergem pe împărțire, pe mulțire, pe scor trebuie să avem aici trebuie să avem aici grijă și mai ales trebuie să avem um, când vorbim despre alergat, așa cum spuneam, la ținuta noastră, pentru că depinde după ce, după ce alergi. Uh, știu că câteodată o să a, că fuga, fuga, uh, sănătoasă, dar e rușinoasă. Uite că am găsit încă un sport care ne spune că nu e alergare, că este și nu e nici, ce mai spuneam noi aici, săritură, că este fugă. Unei fug de, fuga de idei, unei fuga așa că n-au ce face, dar se mai trezesc unei că e sănătoasă, dar e, dar e rușinoasă. Acum am... Cel mai important lucru este chiar cu adevărat să ne apucăm să facem, să facem uh, mișcare, să facem sport, dar nu să-l facem de dragul de a bifa, ci de dragul de a chiar lăsat deoparte supărările, necazurile, greutățile. Și acum voi o să mă întrebați bine, bine și greutățile astea, de câte kilograme sunt, de 10, de 20, de 30, de 40, de 50, de 100, la cât să mă opresc. Acum depinde cât te duce mintea, câte te... ca să ridici, pentru că trebuie ridicat cu mintea, cu capul, nu altfel că muș poate să aibă ori și cine ci trebuie să vedem la ce greutăți putem să facem facem față, față sau nu. Și acum cu statul la, statul la rând și acela a fost odată un sport de masă, dar statul acela la rând, la un moment dat, ca și sport de masă, ne făcea să mai comunicăm, să mai schimbăm niște idei, să mai vedem cum, cum stăm cu datul din mâini, cu datul din picioare, cu schimbat unor <coughs> sticle, că erau de lapte, că erau de ulei, că mai era și altceva, dar parcă glumele ne făceau un pic, un pic puțin altfel, ca să... <coughs> Ca să vedem sportul nostru, dacă într-adevăr a, a fost de masă sau nu. Acum alunecatul, unii mai alunecă și în abis, vedeți? Și asta trebuia să vă spun, alunecă în abis. Aici nu știu dacă este chiar, este chiar foarte bine, dar trebuie să, trebuie să avem grijă. Despre box, despre box am vorbit mai puțin pentru că se zicea mai de mult la crema de ghete box. Acum unii se mai dau cu box, adică se cremuiesc ca să, să arate, să arate bine. Ce aș mai putea să vă spun despre, despre sport, ideea în care uh, haideți să facem mișcare cu adevărat, haideți să ne ridicăm de pe fotolul, a, să mai schimbăm câte un canal, pentru că acum canalul cu tare dă handbal, pe urmă dă fotbal, pe urmă dă basket și la un moment dat eu practic toate sporturile, pentru că sunt polisportiv. La ce La a uitat la televizor, la mersul la o bere și l-a uitat cu, cu prietenii și cu vecinii. Ce să mai zic? Toate lucrurile care sunt legate de, legate de sport. A, dacă suntem sportivi, bineînțeles, pentru că toate aceste sporturi de care eu v-am vorbit sunt practicate la români. Cât ne regăsim unii dintre noi, asta rămâne de văzut. Dacă cumva există campionate. La nivel național și internațional, și putem veni cu un sport care ne spune că suntem cu adevărat români. Vă rog să-mi spuneți și mie. Până atunci, toate cele bune, numai bine, salve!